Edilul orașului Buziaș, Sorin Munteanu, a semnat contractul de execuție privind modernizarea și eficientizarea energetică a grădiniței cu program prelungit Buziaș. Vorbim despre o investiție de peste 5,2 milioane de lei, inclusiv TVA, prin PNRR. Proiectul implică, printre altele, înveloparea imobilului, schimbarea geamurilor, instalarea de panouri fotovoltaice și schimbarea rețelelor. Această reabilitare este primul proiect care intră în execuție din cele 5 pe care orașul Buziaș le-a accesat prin PNRR. Celelalte proiecte sunt reabilitarea clădirii școlii Bacova, lucrări de modernizare în scopul eficientizării energetice a clădirii dispensar medical uman, modernizare și extindere sistem de monitorizare și supraveghere video în Buziaș, achiziționarea a trei microbuze electrice cu capacitate de 18 plus 1 locuri, inclusiv stații de reîncărcare aferente. Valoarea totală a proiectelor prin PNRR atrase de primăria Buziaș este de 3,65 milioane de euro.